Bun regăsit, vă spun, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Eu sunt Denisa Tomoș și voi fi și astăzi gazda dumneavoastră pe parcursul acestei ediții. Am plăcerea să o am astăzi ca invitată pe Moise Maria Alis, candidat ADN la Consiliul Județean Brașov. Alis, bine ai venit la noi în emisiune, la noi în trust, pentru prima oară chiar. Pentru prima oară, da. Bună ziua, bun găsit, mulțumesc foarte mult de invitație. Și noi îți mulțumim, Alis. Mă bucur, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că înainte de a începe emisiunea ne bucuram așa că suntem de o vârstă și povesteam, dragi telespectatori, cât de importantă este, iată, implicarea în viața politică, de ce nu? Pentru că, așa cum spuneai tu, stai de multe ori pe margine și te gândești, aș face așa, aș face invers, dar poate n-ai curajul. Și atunci, hai să începem cu un mesaj pentru tinerii care ne urmăresc, de ce nu, și să le dăm așa un avânt, să spunem. Un impuls, un impuls. În primul rând, eu fiind din partea tinerilor și reprezentantul tinerilor în Consiliul Județean, doresc ca tinerii să se implice mult mai mult decât au făcut-o până acum în administrația publică locală și îmi doresc ca să evităm acea sintagmă de a sta deoparte, de nu mă bag, nu mă implic, pentru că nu ne face bine și nu avem niciun drept să criticăm ulterior administrația publică locală că nu a făcut sau nu a ascultat și de tineri în momentul în care noi nu ne implicăm. Și atunci, din toată inima și din tot sufletul, încurajez toți tinerii să vină alături de noi și să se implice indiferent din partea cărui partid. Important este să ne implicăm, pentru că așa vom putea schimba lucrurile la nivelul județului. Așa este. Hai să vedem un pic, Alis, să te cunoască și telespectatorii noștri. Ești brașoveancă la origini, ai absolvit o facultate aici în Brașov și ai ales, ca puțin tineri, aș putea să spun, totuși să rămână în orașul natal, în orașul unde își găsește rădăcinile. Da, sunt brașoveancă, am 27 de ani, am absolvit Universitatea Transilvania, Facultatea de Alimentație Publică și Turism în cadrul Universității Transilvania, pe specializarea controlului și expertiza produselor alimentare. Am lucrat încă din a doua zi, după ce am terminat licența, după ce am susținut licența, am lucrat în industria alimentară, în diferite societăți, în diferite fabrici de producție alimentară din județul Brașov. Și la un moment dat am zis, bun, facultatea aceasta a avut și o ramură de turism, haideți să încercăm, chiar dacă nu o foarte aprofundată, să încercăm să aplicăm și în zona turismului. Și mai ales într-o zonă atât de montană, turistică. Da. Într-o zonă turistică și am început să-mi desfășur activitatea în Predeal. O stațiune superbă, mai ales iarna, în momentul în care este full de turiști, este foarte aglomerată și am încercat să dezvoltăm în Predeal un mic business, un business propriu, un restaurant, un restaurant construit, să spun așa, pe fonduri europene. Un proiect care acum ar fi trebuit să înceapă, să-și deschidă ușile către turiști, dar din cauza pandemiei nu am putut face acest lucru. Din punctul meu de vedere, îmi doresc foarte mult ca toți tinerii să aibă curajul să acceseze fonduri europene. Știu că toată această procedură de accesare, toată procedura de plan de afaceri, de gestionarea sumelor, sună foarte complicat și chiar dacă avem foarte multe idei bune și foarte multe afaceri care vor putea ajunge să fie un real succes pentru brașoveni, nu avem curajul să le implementăm. Și din punctul meu de vedere, tinerii au nevoie de susținere. Și eu mă dau pe mine ca propriu exemplu, fără o firmă de consultanță, fără susținerea altor factori externi, am reușit să implementez un proiect care eu sper să fie de succes. Deci iată că se poate. Care a fost secretul tău? Ambiția, eu știu, curiozitatea aceea, setea de a cunoaște, pentru că stăteam de vorbă și eu cu foarte mulți tineri și din zona aceasta de social media și îmi spun, intru pe site, dar nu înțeleg absolut nimic. Încotro ne ducem, așa cum spuneai tu, ok, poți să mergi spre o firmă de consultanță, dar clar și acolo îți mai trebuie alte fonduri. Spune-ne un pic din rețeta succesului tău, să zicem așa. Rețeta succesului meu este foarte, foarte multă muncă.
și foarte multă ambiție și stat ore în șir și căutat fiecare articol de lege, ce înseamnă, fiecare procedură din ghid, cum ar trebui implementată. Am mai apelat la cunoștințe care aveau studii în achiziții publice, cum se procedează, cum se face și foarte multe lucruri le-am învățat pe parcurs, lovindu-mă de ele, dar repet totul cu foarte multă muncă și foarte multă determinare, că până la urmă să-ți creezi un business propriu nu este foarte ușor și ai nevoie de foarte mult curaj pentru asta, dar eu zic că foarte mulți tineri sunt capabili și au foarte multe cunoștințe în domeniul unui business, mai ales sunt foarte mulți care au lucrat în afară. Și atunci experiența unui business din afară, viziunea, tot conceptul, cum se dezvoltă un business în străinătate, poate fi aplicat atât de ușor în România și atât de ușor în Brașov, pentru că totuși eu zic că este loc pe piață pentru toată lumea. Cu siguranță. Așadar, Alice, exemplul concret că atunci când îți dorești cu adevărat, se poate, se poate. Da? Iar acum îți dorești cu adevărat să ajungi la Consiliul Județean, Alice. Ce-ți dorești mai exact să faci prin această funcție sau să schimbi la nivelul județului nostru? Ai spus da, un ajutor pentru tineri care, iată, apropo, ar putea veni spre tine și ar putea afla informațiile pe tot ce înseamnă Startup Nation și așa mai departe. Exact. Ce ți-ai mai dorit tu când mergi așa la pas prin orașul nostru și îl observi? Ce ți-ai dorit pentru? Eu îmi doresc pentru orașul nostru și pentru tot județul, îmi doresc cel mai mult să se dezvolte unitar. Îmi doresc ca toate administrațiile locale, toate UAT-urile, toate comunele, toate localitățile din județul Brașov să se dezvolte unitar și să aibă același mod de abordare a lucrurilor și același mod de accesibilitate a fondurilor europene. De ce nu? Pentru că toată lumea spune că avem fonduri europene la dispoziție și așa este. Avem foarte multe posibilități de dezvoltare a localităților prin intermediul fondurilor europene. Și atunci eu îmi doresc ca toată comunicarea între Consiliul Județean și toate localitățile din gestiunea Consiliului Județean să aibă aceeași abordare, să aibă acces la informații în mod egal, să aibă susținere din partea Consiliului Județean. Eu cred că chiar dacă un primar sau un grup de consilieri locali dintr-o comună, dintr-o localitate, își doresc să facă anumite proiecte în comunitatea respectivă, au nevoie de susținerea Consiliului Județean, au nevoie de suportul lor logistic, au nevoie de încurajare, au nevoie de mulți factori care țin de Consiliul Județean. Și din punctul meu de vedere, eu îmi doresc foarte mult ca Brașovul să se dezvolte unitar. Și pe lângă dezvoltarea tuturor localităților din Brașov în mod unitar, îmi doresc și am stabilit aceste aspecte și cu colegii mei chiar ieri într-o conferință a medicilor din ADN. Ne dorim foarte mult ca accesibilitatea la sănătate și la serviciile de sănătate să fie pentru toată lumea. Și în acest aspect discutam despre urgențele stomatologice. După cum toată lumea știe, dacă ai o urgență stomatologică, nu există niciun cabinet de urgență stomatologică în Brașov și nici în cadrul Spitalului Județean Brașov. Atunci, noi ne dorim foarte mult și eu cred cu tărie că vom reuși să implementăm în cadrul Spitalului Județean un cabinet de urgențe medicale stomatologice. Pentru că din punctul nostru de vedere, sunt mai mult decât necesare, și nu sunt abordate în mod corect de către administrația publică locală actuală. Și atunci, ramura aceasta de sănătate și acum, mai mult ca niciodată, probabil ne interesează pe toți și pe noi brașovenii și pe toți cetățenii ramura aceasta de sănătate. Pentru că ne lovim din plin de deficiențele care există în sănătatea brașoveană, să spun așa. Ți se întâmplă, fiind tânără în politică și poate de puțin timp, nu știu exact, poate ai mai cochetat, poate nu, eu știu să ai probleme în a-ți exprima punctul de vedere sau să te lovești de idei, de preconcepții, să le spunem așa. Sunt oamenii cumva rezervați atunci când te văd
o domnișoară frumoasă, tânără și în politică? Sunt foarte mulți oameni care ne privesc și mă privesc pe stradă așa, ești foarte optimistă, dar n-ai nicio șansă. Zic, bine, bine, n-ai nicio șansă, dar haideți să-mi acordați o șansă. Adică, cumva, eu m-am implicat în proiectul ADN încă de la început, de când acesta s-a constituit la Brașov, de un an de zile, avem un an și o lună de la înființarea la Brașov. Fac parte și din echipa de conducere la nivel județean. Și cumva așa am pus bazele echipei și am construit încet, încet în tot județul. Și mă lovesc frecvent de respingerea tinerilor de a se implica. Persoanele mai mature ne spun că da, e bine că vă implicați, dar oricum cei mari vor câștiga, nu voi. Și atunci noi luptăm cu argumente și întotdeauna la fiecare discuție reușim să ieșim învingători într-o discuție cu cetățeanul, în care îi aducem argumente pentru că și noi putem să facem lucruri poate chiar mult mai bine decât cei care sunt actualmente în funcțiile publice. Și venim cu un alt suflu, venim cu mult mai multă energie, venim cu mult mai multă putere de muncă, poate cu idei mai noi, mai actuale, și eu cred că avem un mare atu în zona aceasta, mai ales că în cadrul echipei ADN lucrurile sunt cumva altfel față de partidele consacrate. Noi nu avem structura aceea de conducere cu președinte și vicepreședinte și restul lumii. Da, am observat, există coordonator. Coordonator. Ok. Da, avem coordonatori, coordonator politic județean, coordonator organizatoric, coordonator pe comunicare, pe strategii, pe sănătate. Deci avem coordonatori. Deciziile se iau cumva pe orizontală, nici de cum pe verticală, cum se iau în celelalte partide, nu, totul se ia prin consens, cumva politica... Poate mult mai relaxat, mă gândesc, că deja doar când ai spus coordonator, cumva lucrurile se relaxează atunci când, exact, nu te mai adresezi probabil cu domnule președinte, domnule vicepreședinte și așa mai departe. Mă gândesc că și pentru generația tânără, până la urmă, este mai relaxant mediul de lucru. Este mult mai relaxant mediul de lucru și totul, toate deciziile luându-se prin consens, cumva toți ne simțim părtași la deciziile respective. Toți ne simțim co-implicați, co-interesați, parte a acestei decizii politice până la urmă. Toate proiectele pe care ADN le va urma să le susțină în campania electorală vor fi proiecte luate în consens, vor fi proiecte dezvoltate de toată echipa. Avem organizații, peste 33 de organizații care au depus liste de candidați. Avem echipe și specialiști în toate localitățile județului Brașov. Toți sunt implicați la deciziile noastre. Ne consultăm cu toți. Că avem specialiști pe domeniul de sănătate, că avem specialiști pe educație, că avem specialiști pe antreprenoriat. Toate deciziile și toate proiectele cu care vom veni în fața brașovenilor sunt proiecte făcute în echipă, le spunem noi. Ce ar însemna pentru tine reușita politică? Pentru mine reușita politică înseamnă un loc în Consiliul Județean al meu, care sunt pe poziția 6, și toți ceilalți colegi din fața mea, încă 5 colegi și după mine încă vreo 2. Noi suntem așa optimiști că vom scoate un scor foarte bun și ne dorim să implementăm din toate proiectele pe care le avem măcar 3. 3 proiecte care să fie un real succes pentru brașoveni și să ne întoarcem după 4 ani de mandat o echipă la fel de puternică, o echipă, să nu ne destrămăm pe parcurs, o echipă puternică care vom aduce din nou în fața, vom veni din nou în fața alegătorilor și vom spune, uitați, noi am reușit, noi am făcut asta, spre deosebire de toți ceilalți care în ultimii 30 de ani toți promit și promit. Și nu avem ce să le... Vin după 4 ani și promit aceleași lucruri și eu, apropo de acest aspect, folosesc acest argument și mă bazez foarte mult pe el în legătura cu fiecare brașovean cu care mă întâlnesc pe stradă și spun, bine, bine, îmi spuneți că eu vă promit
sunt perfect de acord cu dumneavoastră și eu vă promit și cel care a fost 4 ani în mandat și a avut obligația să realizeze ceea ce v-a promis. Eu măcar n-am fost acolo. Nu aveți cum să mă blamați pentru faptul că v-am promis și nu v-am făcut. Dați-mi șansa și acordați-mi încrederea și vedeți după 4 ani dacă am avut dreptate, dacă v-am mințit cu ceva. Și eu cred că brașovenii nu vor fi dezamăgiți de proiectul ADN și de profesioniști din ADN. Pentru că toți colegii mei și toată echipa și de la Consiliul Local al municipiului Brașov și de la Consiliul Județean sunt oameni profesioniști care au demonstrat de-a lungul timpului că au realizat foarte multe lucruri în domeniile lor de activitate. Foarte frumos, Alice, cum ar spune orice cetățean care ne-ar privi acum și ca să evităm promisiunile, așadar să recapitulăm ce vei face, să spunem deja ce vei face în Consiliul Județean. Deci am spus că tinerii ar putea veni spre tine pentru orice sfaturi pe startup, sprijin pe Startup Nation și așa mai departe, proiecte pe sănătate, îți dorești foarte mult acest lucru și îți dorești să-l faci, nu să-l promiți exact. Doar. Altceva. Ce observi în orașul nostru și ți-ai dori să fie schimbat? Eu știu, poate, ce observi la comunicarea în sine dintre instituțiile locale. Consider foarte mult că ar trebui să existe o mare transparență în instituțiile publice și în Consiliul Județean și în Primăria Brașov. Toate tranzacțiile, să le spun așa, toate proiectele ar trebui mult mai mult dezbătute. Ar trebui consultați cetățenii cu privire la aceste proiecte. Ar trebui cumva ca toți cetățenii orașului Brașov și județului ar trebui să fie conectați cu ceea ce se întâmplă în județul Brașov. Din punctul meu de vedere, oamenii sunt interesați sau li se atrage atenția doar în perioada campaniei, iar ulterior nu-i mai întreabă nimeni nimic. Unii dintre ei sunt interesați și se duc acolo la ședințele de Consiliul Local, dar sunt foarte puțini acei oameni. Poate nu li se permite accesul în unele localități, în unele comune mai mici. Și atunci, eu cred că toate aceste proiecte care se vor dezvolta vor trebui făcute cu o consultare prealabilă a cetățenilor. Și cumva toate lucrurile care se vor întâmpla în administrația publică să fie transparente și să fie vizibile. Oricine dorește, nu este suficient să punem o ședință online, să punem niște camere de luat vederi în plenul unei ședințe de Consiliu Local sau Județean și accesibilitatea să fie din spatele unei camere de luat vederi. Eu consider că ar trebui un pic mai multă transparență. Și îmi doresc foarte mult ca echipa ADN să implementeze acest lucru și oamenii să aibă acces la informație mult mai facil. Mergi, te întâlnești cu brașovenii, așa cum spuneai, pe stradă. Ce ai sesizat în ultima perioadă? Despre ce dureri îți vorbești? Ce-i supără la actuala administrație? Brașovenii sunt... Sunt supărați, să spunem așa, în primul rând pe domeniul acesta de sănătate, de investițiile care se fac în sănătate. Este drept, s-au făcut anumite investiții, s-au renovat anumite spitale sau anumite secții din cadrul unor spitale, dar nu este suficient și brașovenii se plâng că, bine, bine, a renovat un hol sau o secție mică din cadrul unui spital, dar avem încă 10-12 spitale nerenovate. Ba mai mult, se dorea până de curând închiderea spitalului de boli infecțioase. De ce să le închidem dacă noi nu suntem capabili să construim altele noi? Haideți să vedem cum am putea să le recondiționăm mult mai bine, să le conservăm și să nu le mai lăsăm să se degradeze. Pentru că sunt foarte multe unități sanitare și spitale care sunt într-o paragină de nedescris, în care nu se acordă fonduri. Eu tind să cred că ar trebui cumva să ne... să acordăm mai multă atenție sistemului de sănătate și să vedem unde sunt urgențele cele mai mari și cum putem să acționăm în mai multe locuri deodată. Pentru că brașovenii nu se duc doar într-un singur spital. Spitalul județean este deja depășit de capacitate și are foarte multe alte secții în alte spitale din Brașov și atunci pacienții sunt trimiși dintr-o parte în alta, un spital renovat, 5 nu, și dau de tot felul de condiții precare. Acum, în perioada pandemiei, au fost foarte multe
postări pe, în mediul online, în social media, în care oamenii filmau efectiv saloanele în care erau internați și niște condiții, nu mai vorbim de serviciile prestate acolo, dar până la urmă oamenii nu au nicio vină, brașovenii nu au nicio vină că nu se investește. Brașovenii ar trebui cumva să beneficieze de servicii medicale corecte, pentru că toți cotizează. Adică banii aceia sunt distribuiți de la guvern prin Consiliul Județean și ar trebui cumva să ajungă în investiții directe în spitalele brașovene. Este păcat. Brașovenii se plâng foarte mult de sistemul de sănătate. Acum mai sunt în anumite cartiere, în anumite zone. Se asfaltează acum în perioada înainte de alegeri. Se igienizează anumite străzi tot acum. Se toarnă asfalt, se fac trotuare, se termină brusc. Nu se știe cine le-a construit și cum le-a proiectat. Sunt lucruri care nu sunt făcute temeinic și gândit, să le spunem așa, și sunt făcute pe repede înainte ca să le spună colegii noștri din alte partide, să le spună am făcut, dar... Da, și acum, am făcut. Vorba unui cetățean, că apropo ce spuneai de cetățeni, ei spun majoritatea sau din ce observ și eu atunci când mă documentez pentru emisiuni pe rețelele de socializare, bine e totuși că se face și acum. Da. Cumva crezi că ar fi de lucru, cu ghilemelele de rigoare să zicem, și la o mai bună comunicare cu cetățeanul, poate exact ce spuneai, mai aproape, mai face-to-face, ca să zicem așa, de acel om, pentru a înțelege exact că nu este bine și acum și doar acum. Și doar acum. Cum ai explica unui cetățean asta? Eu cred că cetățenii ar trebui cumva să ne tragă la răspundere și să-i tragă la răspundere pe cei care ocupă funcții publice cumva mai des și mai cumva în niște întâlniri periodice, mai frecvente, în care brașovenii să vină și să spună mi-ai promis în campanie că și mi-ai terminat lucrarea acum, cu 2 zile înainte să te votez, ceea ce 4 ani de zile mai dus cu vorba, să spunem așa. Și eu cred că ar trebui cumva ca brașovenii să nu se mulțumească doar cu atât și că doar acum se fac lucruri și că ar trebui cumva să tragă la răspundere toată administrația publică și consilierii locali, consilierii județeni, să aibă întâlniri frecvente cu cetățenii, să aibă dezbateri publice, să iasă la pas prin cartiere. Oameni buni, vă mulțumesc că m-ați votat! Haideți să vedem ce vă pot face aici, pe strada X, în cartierul Y. Cumva, eu cred că ar trebui toată această ramură de comunicare și de interacțiune face-to-face, cum spuneai mai devreme, să fie mai aplicată și, până la urmă, toți aleșii locali sunt tot brașoveni. Acum, ar fi păcat ca noi, brașovenii, să nu facem tot pentru noi, că eu o consider ca pe o familie. Dacă tu acasă la tine te gospodărești, te aranjezi curtea, îți faci frumos în fața curții, de ce să nu faci lucrurile astea ca un om gospodar, ca un om calculat, să nu le faci pentru concetățenii tăi, până la urmă pentru ceilalți brașoveni? Că eu cred că de asta ești acolo. De asta ești ales, să faci lucruri, nu să stai 4 ani și să spui la sfârșit, v-am făcut acum. Foarte multă energie pozitivă și, așa cum spuneai și tu, un optimism fantastic. Moise Maria Alice, candidat ADN la Consiliul Județean. Cum spuneam și la început de emisiune, mă bucură să văd, iată, tineri în prima linie, așa, și ambițioși ca și tine, Alice. Foarte puțin timp mai avem la dispoziție și îi las pe telespectatori să fie ai tăi. Ce îți dorești să le transmiți? Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Îmi doresc ca brașovenii să iasă la vot, să aibă încredere în tineri, să aibă încredere în proiectele reale și realiste pe care noi le propunem. Ne dorim până la urmă să îmbunătățim și să venim cu lucruri bune în Brașov și în tot județul și atunci noi îndemnăm pe toți să iasă la vot. Îndemnăm să aleagă, pentru că dacă nu vor ieși la vot și nu vor alege, indiferent pe cine, noi ne dorim pe noi să ne aleagă, dacă nu vor ieși la vot, nu vor avea dreptul să critique ulterior câștigătorii și cei care se vor așeza la masa Consiliului Județean.
Iar pentru tinerii care vor să se implice și n-au curajul încă, să zicem? Pentru tinerii care vor să se implice, eu mă dau propriul exemplu și spun că în orice echipă ADN din județul Brașov, orice tânăr își poate găsi o comunicare mult mai facilă și își poate găsi o familie ADN, noi așa îi spunem, în care să se dezvolte. O echipă în care cuvântul lui și punctul lui de vedere va fi luat în considerare și toate echipele ADN din județul Brașov sunt deschise către tineri și vin cu proiecte către tineri. Și atunci ar fi păcat ca tinerii să nu intre în aceste proiecte, să nu fie parte a schimbării. Pentru că până la urmă noi suntem o alternativă și venim ca o alternativă la actuala clasă politică și ne dorim ca alternativa să reprezinte tinerii. Pentru că eu, făcând parte din această ramură, să zic așa, a echipei ADN din partea tinerilor, sunt convinsă că tinerii vor avea un cuvânt de spus. Așa să fie, Alice. Îți doresc mult succes și să reușești, iată, să aduci Brașovul așa cum ți-l dorești și cum îl vizualizezi tu acum. Mulțumesc tare! Mult succes încă o dată! Doamnelor și domnilor, punem punct aici acestei ediții Brașovul tău. Eu sunt Denisa Tomoș. Ne vedem data viitoare!